Robul ai cui prin sufletul porcului, un vers, un cântec deschide în sufletul cel mai întunecat o fereastră. Mădălina Amon se descrie ca un om simplu, cu bun simț și bun gust. Cine-i sunt mentori? Primul mentor a fost bunica, apoi Adrian Păunescu, cel mai apropiat de sufletul său. În muzica folk românească va rămâne o bogăție mare de piese frumoase, pe care le avem moștenite din partea artiștilor ce au cântat în cenacul Flacăra, sau artiști ce au avut o viață artistică singulară, va rămâne o colecție importantă adusă de tinerii compozitori de astăzi și din viitor, pentru că muzica folk aparține sufletului sincer și curat. Iar acest fel de oameni ce poartă un suflet curat și sincer vor exista mereu. În această seară, pentru mine a fost o bucurie a sufletului. O să-mi fie puțin dificil să cântăm pentru că nu am amplificare, iar vocea mea poate nu răzbate atât de mult cât ar trebui să ajungă la dumneavoastră. Dar prietenul meu, domnul Mircea Suchici, a vrut să vă fac o surpriză, recunosc, mi-a făcut și mie o surpriză, cântăm pentru prima oară aici și acum în fața dumneavoastră. Departe și aproape. Versuri Adrian Păunescu. Thank you.
ce galbenă lumină cum și el era. Mi-a pus mama o butuie ce se coace încet la geam. Aș mușca o dar mă doare, mă cuprind un fel de jif. Și acum că treceam parcul zi în bătrânii, galbenă gutul, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră, galbenă. Sărbătorile de iarnă cu buturile împodobea. I-a pus mama o butuie în fereastra dinspre drum. Și eu văd că luminează, n-am puterea să o consum. Și gutuia de la geam.